v-am regăsit cu un nou video pe acest canal. De la aceasta voi face un video în care voi vă povesti lucrurile la care eu sunt brav. Mi-am scris lucrurile pe o foaie și hai să dăm drumul cu primul lucru. Înainte și tot așa, înainte să începem episodul, vreau să vă spun să scrieți în comentarii dacă vă place fundalul. Adică vreau să filmez mai multe vloguri pentru că am găsit peretele ăsta alb. Scaun, lumină, super bună, că e dita mai geam în față. Și pot să filmez mult mai multe vloguri acum și sper să vă placă. Dar nu uitați să apăsați și pe butonul de like dacă mai vreți episoade. Când acest video strânge 30 de like-uri, voi face lucruri la care eu sunt bun. În primul rând, sub praf la fotbal. Știți voi jocul ăla care îl jucam în 1-4, 1-8, chiar la liceu dacă vrei să-l joci. Da, jocul ăla în care ieși după o minge și da. Când era mini, uite așa, dacă eu stau în atac sau stau mijlocaș, Alex fuge frumos, frumos, porta e goală, minge în picioarele lui, Alex dă pe afară. La fotbal era mai bun, dar m-am lăsat, pentru că m-am lăsat. Nu știu de ce, nu prea mă mai pasionează așa de mult cu fotbalul, dar nu contează asta. A doilea lucru la care eu sunt praf este că nu știu să cânt ca lumea. Adică când eram mic mă mai duceam mama la diferite concursuri astea de cântat muzică populară, de-aia mai am un costum. Știți, acum mă uit și destul de ciudat pentru că nu mi se văd mâinile și parcă aș fi handicapat, dar na, mâinile mele sunt aici. Și nu știu să cânt prea bine, de-aia cântam când eram mai mic și acum am un costum popular în drap. Și mă mai duceam mama la câteva concursuri, cântam, dar eu câștigam doar pentru că eram drăguț. Și nu prea știu să cânt bine. Vreau să fac un rap battle, dar nu am green screen. Dar probabil ca să fac eu roșu, să fac un rap battle. Pentru că la asta vocea mea s-a făcut mai joasă, pot să cânt mai bine gen rap sau chestii din astea. Și da. Următorul lucru la care eu sunt praf este că nu mă pot ține de o serie. Toți care sunteți, vă uitați la episodii noi de gaming, care vă rog să vă uitați la toate. La asta. Știți că eu dacă încep o serie, Alex nu mai termină, adică aia cu Plantic vs. Zombie am făcut la episodul 1, știi? Vreau să termin jocul. Da, joc din 2009. Un lucru care mie nu-mi place, adică nu sunt praf, este că eu vorbesc mult prea rep. Editez și tai multe părți, de aia eu mă teleportez în felul ăsta și ajung din prima aici. Pentru că eu tai fiecare parte unde eu nu vorbesc sau vorbesc prea rep, deși eu când vorbesc rep, vorbesc ceva în genul ăsta și voi nu mă auziți prea bine. Și trebuie să repet foarte multe ori, de-aia iese episodul prea lung. Și gesticulez foarte mult cu mâinile, dar nu știu de ce fac asta, nu știu, am eu niște energie. Dar pentru că am fundalul ăsta, uite, de aici, uite, nu se mai se vede doar atât. Iar pe mine mă vedeți doar de aici și nu mi se prea văd mâinile. Sunt praf să mă trezesc dimineața, adică dacă mă trezesc dimineața, hai Alex, du-te la școală. Încă 5 minute, de fapt nu-i mai spun nici acum, mă culc și trează, mi-aduc ieschi, am fost bine, mă schimb singur, dar na? Și să-mi iei pătura de pe mine, și eu trebuie să-mi iei pătura de pe mine, să mă chinuie, să mă trezesc, pentru că mi-e lene și mai vreau să dorm. Și un lucru care mie îmi place, asta vreau să spun în episodul în care vreau să fac un episod în care spun lucruri care le urăsc și lucruri care le iubesc. Și ar fi ceva gen așa, să fac mult mai multe vloguri, vă promit eu. Dar hai să dați share pe Facebook ca YouTube ca să fie mai multe persoane, să dați like pentru că vreau să ajung la 140 de abonați. Deci, bine, vreau 200 până la anul viitor, măcar să fac 200, așa că dați share și like. Nu uitați pe la 30 de like-uri, voi mai pune încă un vlog sau un episod de gaming, nu sunt sigur. Și da, eu am fost Alex, iar până la anul viitor, numai bine, pa, pa!